Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doamna din Vaslui, o pensionară, un domn în 70 de anișori, stă la o căsuță, mă rog, a primit o factură de 6,7 milioane de euro la gaze. Okay. Dar era bogată și nu știa. Da. Adică 6,7 milioane de euro. Am crezut că e vorba de loto când am văzut 6,7 da, exact, milioane de euro. Ce... Cred că au adunat toate pierderile de la ăștia ca tine. Și le-au dat la Vaslui. Muntenii de jos, județul Vaslui. Deci factura la gaze pe decembrie 33,5 milioane de lei. Cum spuneam, echivalentul la 6,7 milioane de euro. Și nu i-au zis să o plătească pentru că îi reduc după aia la facturile următoare. Îi fac o compensare mică. Da, și tot satul probabil s-a întrebat dacă și-a făcut fabrică de umplu butelii pe undeva în subteran, în pivniță sau ceva, nu știu. Ori minează Bitcoin și... Sau, da, pe gaz. Pe gaz. Doamna are o urnă la gaz, centrala o folosește doar să încălzească apa, pentru căldură are sobă pe lemne, în casă. Dar e adevărat că piscina consumă mult. Dar evident este o eroare, adică în momentul... Doamna s-a speriat. Dar de ce te pronunți? De unde știi? S-a verificat, adică s-a dus și după aia a povestit băiatul dânsei care când a aflat era să facă infarct. Doamna plină de inițiativă s-a dus să protesteze, normal. Corect. Și zice, nu au fost probleme, zice băiatul doamnei, au recunoscut cei de la gaze că este o eroare și au emis o altă factură de 1700 de lei. Oho. Doar că ce să vezi, și factura de 1700 de lei era prea mare. Deci ea de la gazii, încercarea moarte n-are, știi? Au dat o factură, cât îi dăm? Hai, ia dă-i, bagă milioane de euro, să vedem, plătește? N-a plătit, cât îi dăm? Zi, Costele, dă-i 1700. Ia să poate plătește 1700. Și a făcut un alt drum, alt protest și i-au dat factura corectă, 200 de lei. Bă, deci... Îți dai seama, de la 200 de lei la 6,7 milioane de euro e o diferență. 167 de mii de ori mai mare. Și după proteste ai calculat-o? Da, a doua de 8 ori mai mare. Am calculat cu calculator. Deci eu mai încercam o dată în locul doamnei respective. Serios, aveam. Știi că mai am un calculator de la? Am și eu, de la am cu... și solar. Exact, alea solare erau cele mai bune. Fente. Da. Dar știi că acest calculator, uite, să fiu, mă scuzați, îl aduc mâine. Este calculatorul unei foste iubite. Îl am din 1985. Ai ținut la fată? Da, foarte mult. Din 1985. Cred că mai degrabă la bateriile la solare și a dat curent în rețea din 85. Da. Băi, merge bateria. Îl aduc mâine. Să vedem că merge bateria, ce baterii se făceau pe vremuri. Vezi că am și unul, e similar. Îl aducem mâine, ne facem postă cu calculatoarele de pe vremuri. Da. Foarte tare. Să-mi pun în calendar. Adi, să ne aduce aminte, te rog frumos, că producătorul din seară la sumar, aduceți calculatoarele pentru poză. Asta e. Deci cu doamna respectivă, ce reducere a obținut, mă? Deci de la 6,7 milioane de euro la 1700 de lei și după aia la 200, eu mai ceream o dată, mai protestam o dată. Te luam bani, poate merge la jumate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.